Puterea Duhului Sfânt necesară în zilele din urmă. În Luca, capitolul 12 cu versetul 12, găsim scris: căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Nu trebuie să micșorăm importanța adevărurilor speciale care ne deosebesc de lume și care ne-a făcut să fim ceea ce suntem, fiindcă ele sunt pline de consecințe veșnice. Dumnezeu ne-a dat lumină cu privire la lucrurile care au loc în prezent, iar noi trebuie să proclamăm lumii adevărul atât prin scrieri, cât și prin predicare. Dar numai viața lui Hristos, în suflet, principiul activ al dragostei dăruite de Duhul Sfânt, va da rod cuvintelor noastre. Dragostea lui Hristos este forța și puterea fiecărui mărturii pentru Dumnezeu care a fost rostită vreodată de buzele omenești. Una după cealaltă, zilele trec în veșnicie, aducându-ne mai aproape de încheierea timpului de probă. Trebuie să ne rugăm ca niciodată mai înainte ca Duhul Sfânt să fie revărsat mai abundent asupra noastră și trebuie să așteptăm ca influența sa sfințitoare să vină asupra lucrătorilor, astfel încât aceia pentru care lucrează să știe că ei au fost cu Isus și că au învățat de la El. Avem nevoie de ochi spirituali ca să putem vedea planurile vrășmașului și să anunțăm pericolul ca niște străjeri credincioși. Avem nevoie de putere de sus ca să înțelegem, atât cât poate înțelege mintea omenească, marile teme ale creștinismului și principiile lui cuprinzătoare. Cei care se află sub influența Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi și statornici, lipsiți de exagerare în gândire, cuvinte și fapte. În mijlocul confuziei, doctrinelor amăgitoare, Duhul lui Dumnezeu va fi o călăuză și un scut pentru cei care nu s-au împotrivit oviezilor adevărului, aducând la tăcere orice glas, cu excepția glasului care vine de la cel care este adevărul. Noi trăim în zilele sfârșitului, când erorile cele mai înșelătoare sunt acceptate și crezute, în timp ce adevărul este respins. Domnul îi face răspunzători atât pe pastori, cât și pe laici pentru lumina care strălucește peste ei. El ne cere să lucrăm cu seriozitate pentru a aduna pietrele prețioase ale adevărului, punându-le la locul lor în juvaierul Evangheliei. Ele trebuie să strălucească în toată frumusețea lor, în mijlocul întunericului moral ale lumii. Această lucrare nu poate fi realizată fără ajutorul Duhului Sfânt, dar cu acest ajutor putem face totul. Când suntem înzestrați cu Duhul Sfânt, intrăm prin credință în legătură cu puterea infinită. Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu se pierde. Mântuitorul lumii îi trimite sufletului soliile sale pentru ca întunericul minciunii să fie risipit. Lucrarea Duhului Sfânt este nemăsurat de mare. Din această sursă, lucrătorul lui Dumnezeu primește putere și eficiență. O, Părinte Ceresc, te rog, trimite Duhul Tău cel Sfânt să lumineze viața mea, să mă conducă în cunoașterea adevărului curat, să nu mă las confundat de ereziile din această lume și să pot să fiu o lumină în răspândirea cuvântului Tău. Îți mulțumesc pentru că și astăzi sunt biruitor prin Tine. Fii slăvit și lăudat. Amin.